Așa, dar... Nu m-am dus la prof online cu exerciții de matematică. Da. M-am găsit adineauri lucrând la o problemă de clasa 11-a, un copil care m-a sunat din... Satu Mare, da, din Satu Mare și că i-am făcut o problemă rapidă aici. Ce vreau să vă spun, și se discuta despre faptul că acum la simularea asta, la clasa 8-a, matematica a fost un dezastru. 40% aveau trebuit de nota 5. În condițiile în care subiectele sunt foarte ușoare, trebuie să vă spun că pentru nota 7 sunt chestiuni date la limita cea mai de jos, o mulțire, o împărțire, așa sunt date primele. Deci sunt date în ideea de a face, cum ați văzut la tezele astea care se dau, că se facă tot majoritatea la 7 și nu se adresează la câțiva mai sus. Ei bine, în condițiile acestea, când s-a scoborât ștacheta, acest mare profesor, repet, pe care l-am cunoscut, Florin Tocac, l-am urmărit la Radeș Bogdan, în direct, ca o mare personalitate a României, eu l-am cunoscut în 90, atunci la Revoluție îndată, am fost invitați pentru profesorii care, mă rog, aveam și inițiative la nivelul țării, pentru a gândi niște programe, adică ce să le dăm copilul ăsta, cum să facem ca să treaba să fie bună, ca ei să progreseze. Știi, am avut acolo o discuție. Acest mare profesor acum este socotit ca fiind un antrenor de geniu. Deci, îi descoperă și antrenează acești copii care se duc foarte, foarte sus. Dar, pe scurt, face cam același lucru cum îl fac și eu. Numai că el s-a impus ca o mare personalitate. Eu probabil că mă va vedea cineva, deocamdată în timp, nu știu când anume, nici pe el nu-l bag în seamă, deci este o mare personalitate care poate să miște țara asta. A creat un model de țară. Deci el a creat un model matematic, a felul în care trebuie să dezvolte o țară, țara noastră. Și cam 80% îl petrece din timp în exterior, prin diverse conferințe. Deci fiind așa o mare personalitate, este invitat ca să țină diferite conferințe în diverse țări. Și vorbea de un model din Suedia. Suedia a situându-se printre țările care au o investiție imensă în educație și au reușit performanța, pe care am și remarcat-o într-o discuție, iată, acum sâmbătă seara, nu, duminică seara, cu ginerile meu din America. El se află acum, să spunem, într-o legătură cu un grup din Suedia, sau Finlanda, nu Suedia, în Finlanda. În Finlanda, un grup, Finlanda fiind o țară foarte mică, cu 3 milioane de locuitori. Au investit într-atâta, încât acum acolo culeg roadele unei educații extraordinare. Și există un departament al statului care se frământă de starea de bine a copilului. Când copilul se duce la școală sub o stare de stres continuu și el se simte în situația, cum spun, foarte grea, aceea de a putea să facă față la solicitări care se adresează zilnic, randamentul el lui e ce de mai scăzut. El are o stare de panică continuă. Stresul este imens. Pentru că cerințele sunt peste el aruncate. Nu există o programă pe care să o conducă. Fiecare profesor își privește spre grupul pe care îl are și au libertatea să stabilească o programă pe care cred el că este accesibil copiilor respectiv care se află acolo în față. Ei sunt măsurați, nu se dau note, nu nimic, ei sunt măsurați prin teste naționale. La sfârșit, el trebuie să ajungă la nivelul acela încât să fie stare să facă față acolo la testul acel național. Trecerea de la o clasă la alta se face prin aceste teste foarte riguroase. Dar nu încapă acolo profesorii de orice categorie, ci numai cei care sunt super selectați, cei care iubesc copiii. Corect. Deci dacă iubești copilul și ești în stare să nu dormi noaptea, să faci și ce am făcut eu acum cu Mario. Deci eu am tot reflectat la problema aceea, cum și eu prezint lui. Ea este o problemă din clasa 10-a. Problema asta a lui Mario, care a făcut-o cu strângerile de mână, așa, este o problemă de clasa 10, dar adaptată la clasa a doua, este spectaculoasă, este de o frumusețe rară. Așadar, dragilor, cei care credem că vrem să facem ceva pentru copiii noștri, trebuie să muncim din greu, așa cum se întâmplă acum, și sperăm că vreodată cineva, așa cum e profesorul Colceac,
Iată, cum am creat și eu cei ce am creat acum, că internet, ia, este exemplu complodent, acest tânăr de clasa 11-a, care a dat peste mine, a avut o problemă, a îndrăznit să mă sune și am făcut problema în direct. Astfel de probleme le-am făcut de-a lungul timpului și din Canada și din America. Deci m-au sunat, suntem la telefon și făceam problema în felul ăsta. Așa încât bucuria mea este imensă, deci mă, să spunem, tragă seva. Oxigenul meu este această stare de bine care mi se comunică când fac așa ceva. Uit de toate, de toate problemele care sunt complexe, pe, ca orice om, ca orice așa, am suficient de probleme, dar uit în momentul așa. Să pornim acum pentru clasa a 6-a, să vedem tema aproape de a doua zi. Doi muncitori execută la strung un număr de piese în 60 de minute. În cât timp execută trei muncitori același număr de piese, lucrând cu aceeași îndemânare? Deci, doi muncitori. Da. Doi muncitori. În câte? În 60 de minute. 60 minute. În 60 de minute. Trei muncitori. Trei muncitori care au aceeași îndemânare și așa, vor executa în câte minute? Nu știm. Nu știm. Nu știm. Dar acum, din punct de vedere al interpretării tale, așa ca un bun simț matematic, ce părere ai tu? Dacă e mai bine încă unul și lucrează tot atât de... În mai puțin timp, nu? Da. Deci, cu alte cuvinte, nu în același timp, tot, da. Tot în 60 de minute, deci mai puțin timp, mai repede, sigur că da. Deci mai puțin timp, da. Mult mai mult timp, da? Cum propui tu? Păi trebuie să decidem mai întâi dacă sunt direct proporționale sau invers proporționale. Deci trebuie să vedem dacă avem un raport din proporționalitate sau inversă proporționalitate. Adică mulțimea 2 și 3, asta de aici, a muncitorilor, da. Cu mulțimea 60 de minute și X, între ele trebuie să vedem dacă realizăm o directă proporționalitate sau inversă proporționalitate. Tu ce crezi? Păi gândindu-mă că doi muncitori realizează în 60 de minute, iar trei muncitori realizează în mai puține minute, cred că este... Dar tu o spui cu teamă. Da. Hai, trebuie să fie, trebuie să ajungi să te ceri cu mine. Ce înseamnă directă proporționalitate? Adică cu cât crește aici, crește și în partea asta. Trebuit, cum am crescut la 2, la 3, deci la 60 trebuie să crească aici. Ar trebui să fie mai mult timp. Dacă scade, este inversă proporționalitate. Asta înseamnă să fii foarte dur cu mine. Bă, dacă eu greșesc, tu trebuie să spui, nu, vii la mine și aici și ne certăm la tablă. Asta vreau. Asta vreau. Deci să ajungem acolo, să fiți foarte sigur că, dacă eu am spus, nu, directă proporționalitate, zicem, 2 supra 60, eu ne fiind atent, egal cu 3 supra x, nu? Asta înseamnă directa proporționalitate. Da. Și atunci, x-ul ar trebui să fie, x egal cu 60 ori 3, nu? 60 ori 3, supra 2, și aș fi făcut 60, 180 din minute supra 2, aș fi făcut 120 din minute. Ar fi fost o mare prostie. Nu. Ar fost greșit. Și tot să se dea la mine și spune, nu se poate. Dumneavoastră, sunteți neatent. Așa trebuie să zici. Da? De aceea, inversa proporționalitate este aici adevărată și noi ce facem acum? Spunem că invers proporțional, nu așa, invers proporțional și atunci ce spunem? Că 2 supra așa. 60. 2 supra 60. Putem să și, poate face și invers, da? Da. Adică și 60 supra 2. Nu supra 2. Supra 3. Atenție! În ordinea asta trebuie să ne iei. 60 supra cât? Supra 3. Nu. 60 cu 2 se leagă, dar cum zic, 60 supra 1 pe 2. Atenție! N-ai înțeles aici? Dar la directa proporționalitate zicem ăsta pe ăsta egal cu ăsta pe ăsta. Și când e invers? Când e invers proporțional, invers proporțional, atunci zicem, o zic 2
supra 1 pe 60, 1 supra 60, egal cu 3 supra 1 pe x, ori spun 60 supra 1 pe 2, 60 supra 1 pe 2, că invers, pentru că 60 supra 1 pe 2, egal cu x supra 1 pe 3. Deci la directa proporționalitate, ai văzut cum am scris, am zis cum? 2 supra 60 egal cu 3 supra x. Asta e pentru directă proporționalitate. Ori noi nu am spus că așa este. Ne-am spus că este invers proporțional. Și atunci, invers, se apără cu inversul fracției acelea. Da? Da. Ceea ce ar fi tradus aici, 2 înmulțit cu inversul, cu 60 pe 1, 2 ori 60 pe 1, egal cu 3 înmulțit cu? 3 înmulțit cu x. Adică ar fi echivalent. Cu 120. 120. Egal cu 3x. 3x. Deci rezultă că x este egal cu 40. 40 minute. 40. Ii rezultă că x egal cu 40 minute. Iată, vezi? E adevărat, e bun în chestia. Foarte cine dată trebuie o trăsnaie de vina să... Te cață pe peresc. Nu se poate așa o trăsnaie. Deci, bunul simț matematic te îndeamnă să crezi că rezultatul ăla aștepți să fie mai puțin. Da. Și dacă ți-ți dă mai mult, este semn că tu l-ai interpretat corect. E greșit. Deci nu facem așa, scriem niște relații și dacă ele sunt împotriva firii, atunci sărim în sus. Nu se poate așa ceva. Așa și aici, același lucru trebuie să îndeamnă. Eu zic. Din 60 ori 2, 60 ori 2, egal cu x ori 3, și este același lucru, 120 egal cu 3x, adică de aici x egal cu 40. Deci n-are importanță, dragule, n-are importanță că scrim asta supra asta la proporționalitate, dar de importanță să zicem ordinea. Primul cu primul, al doilea cu al doilea, al treilea cu al treilea. Deci asta trebuie să păstrăm. Da? Deci le adresăm în ordinea în care apare mulțime. În ordinea în care apare mulțime. Da? Da. Este foarte, foarte important. Deci ce am făcut aici? Am interpretat, am înțeles problema, am făcut... Am gândit-o înainte, am știut un timp mai puțin de 60 de minute să așteptăm și așa a fost. Acum suntem siguri că a făcut bine.3 ouă, semn de întrebare. Și urmează. Atenție, semn de exclamare. Atenție. Da. Deci puneți 10 ouă acum. Da, 10 ouă. În câte minute? Da. În câte minute? Sunt 6 minute. Adică dacă pune un ou într-un vas. Da. Sau punem 10 ouă în același vas, într-un același vas. În același timp. În același timp. Hai să vedem așa, sigur că este și o problemă de interpretare ca fenomen. Că ouă ferbe fiecare individual, nu îl afectează câte ouă sunt acolo. Acum, dacă sursa de căldură este aceeași pentru un ou și sursa de căldură este aceeași când pun 100 de ouă, ei bine, datorită faptului că fiecare ou, ca să ajungă la momentul de fierbere, de coacerea lui, să zic așa, absorbe o anumită cantitate de căldură,
ar însemna în condițiile astea că sursa de căldură pentru, cum să spun, pentru fierbirea fiecărui ou se consumă o anumită cantitate de energie. Și atunci ar trebui să spunem că e nevoie de mai mult timp. Poate să se... Da, ar trebui să spunem că mai mult timp în sensul că consumă și durează mai mult timp. Mai mult. Da? Una se pui la, la are gaz, să pui o căniță de apă care are jumătate de litru și care rapid, când a spus-o în ceai, nu mama, exact. Mama vorbim acum cu Cristina, și alta este să alta se pui la același... Ouă le pui într-un vas mai mic, 10, mărești vasul. Așa, și consumă mai mult timp, mai durează mai mult timp, pentru că trebuie să înțelegem așa. Când am pus la fier un ibric, fierbe foarte repede, da? Iar când am pus o oală cu 10 litri de apă, deci, durează mai mult. Nu? Ochiul de căldură este același, dar aștept mai mult. Da. Pentru că se consumă timpul mai mare atâta vreme cât fiecare o smulge din energia aceea și se distribuie fiecare dintre ele. Bunul simț așa, parcă te-ar îndemna să crezi, orică pui un cazan de ouă și ori pui un singur ou într-un ibric, tot atât de 6 minute ar trebui să fiarbă. Nu. Hai să vedem. Dacă pui 100 de ouă într-un cazan... Eu mă gândesc că dacă pun un ou, el se fierbe. Dar ouul ăla, de exemplu, pun 100 de ouă cu aceeași mână. Nu pun unul după altul. Dar dacă le-aș pune unul după altul... Acum le pun, dar eu merg pe varianta că le pui deodată. Da. Deci, ai pus apa rece, da. Ai pus un singur ou... A, nu, apa deja era încălzită. Nu mai vorbim la început, că aia durează 6 minute. Da. Da? Deci, să înțelegem așa, că în condițiile în care pui aceeași cantitate de apă și ai pus un singur ou, acesta fierbe într-un timp, da? Da. Dacă punem în aceeași cantitate de apă, dar punem acum 100 de ouă, eu simt că, atenție, aceeași cantitate de apă aici. Aici autorul lasă, da, nu-i foarte clar. Da, nu-i foarte clar. Nu te poți spune aceeași ibric. Nu văd lucrurile. Deci el ar trebui să facă mențiunea acesta. Exact. Aceeași cantitate de apă, da? Sau cantități diferite. Pentru că în condițiile astea nu avem cum să măsurăm cu foarte multă precizie. Acum, mai citim o dată și după ce am făcut discuția, noi am făcut discuția asta din punctul nostru de vedere. Dar acum să văd încă o dată. Care e problema? 8. 3 ouă ferb în 6 minute. În câte minute ferb 10 ouă? Atenție! Cred că aici s-a vrut să se spună... Atenție că tot același timp. Da. Cred că a vrut să spun că este același timp, pentru că ouă, cele 3 ouă în 6 minute, celelalte 10 ouă nu ar afecta, fiind aceeași cantitate de apă, fiind nu știu ce aceeași sursă. Atenție, nu se schimbă timpul de fierbere. Exact. Posibil să fie asta. Deci asta aș vrea să cred. Acum, nu știu dacă există un răspuns. Dacă există un răspuns, trebuie să te duci acolo și să vedem, să-l interpretăm. Noi am gândit din punct de vedere a fenomenului fizic. Și aș vrea să văd dacă la asta s-a referit autorul, că același timp... M-am zis atenție. Atenție, acela a vrut să spună că e vorba de același timp. Este acolo, cumva? Nu? Cristina, lasă umbră tu și o lăsăm pe mâna același timp. Același timp lăsăm pe mâna asta.
pentru că nu aș avea aici argumente, fiindcă eu nu am făcut precizările care le-aș fi dorit eu, da. Lăsăm același timp, da? Fiindcă probabil asta s-a referit autorul. Da. Da? Discuții? Stați, da. Tot în 6 minute. Atâta vreme. Deci e diferența cât... mare de la 3 la 10. Da, da, adică dar nu... a zis că este sensibilă chestia asta. Da. Este aceeași cantitate de apă, este la fel focul de mare, la fel toate chestiile astea. Da. Și atunci timpul, deși, repet, smulgerea cantității pentru fierbirea fiecare om în parte, înseamnă un alt timp. Dar el a mers pe chestia asta. Ceea ce am discutat eu aici sunt chestiuni de finețe. Corect. Da? Chestiuni de finețe, ca fenomen fizic. Dar răspunde pe mâna lui exact. Același timp, da? Același timp. Bun. În 1200 de grame de soluție se află 50 de grame de sare. Deci 1000... cât? 1200 de grame de soluție. Da. Se găsesc 50 de grame de sare. Deci în 1200, 50... grame sare. Grame soluție, da? Uh-huh. Bun. Câte grame de sare se găsesc într-un kilogram jumate de soluție de aceeași concentrație? Deci dacă pun 1500 de grame, nu? Că așa înțeleg 1500 de grame. Îmi pare rău că am zis 1500 de grame să las cu tine. Deci un kilogram și jumătate înseamnă 1500 de grame. Câte grame de soluție? De sare. Sol. Soluție și aici sâmin. Sare. Ok. Sare. Câte grame? Repetăm. În 1200 de grame de soluție se află 50 de grame de sare. Câte grame de sare se găsesc în 1,5 kg de soluție de aceeași concentrație. Tu ce presupui? Vor fi mai multe grame sau mai puține? Mai multe grame. Mai multe, nu? Deoarece este mai mult. Mai multe soluții. Da, avem mai multe soluții. Deci o cantitate mai mare soluții. Sunt direct proporționale. Direct proporționale. Asta am înțeles. Deci mai multe. Deci așteptăm peste 50 de grame. Da, mai mult. Mai mult. Dacă dăm mai puțin, e o prostie. Păi ne va da că 1200... Așa, dar nu spunem, între mărimile, le scrim așa, 1200 și respectiv 1500. Sunt direct proporționale. Direct proporționale. Cu 50. 50 și respectiv X. Și atunci rezolvăm. 1200. 1200, da. Supra 50. Supra 50, vezi? Egal cu 1500 supra X. Egal cu 1500? Supra X. Supra X. Păi 1200 se simplifică cu 50. Ia uite, printr-o 100 așa, da. La numărători. Fracția, da, împărțit printr-o 100. Și... aș mai putea... 12 și cu 50, nu? Pot să simplific printr-un... cât? Printr-un 2. Da. Da? Și asta s-a scris echivalent. Hai să facem aceste lucruri, că noi... Echivalent cu 12. 6 pe 25. Egal cu 15 spre X. Așa. S-ar mai simplifica numărătoare aici 6 și 15 prin cât? Prin 3. Și atunci ar deveni... Dar nu merge prin 3. De ce? 15 în separat la 3? Da, 7, 6. 25. 6. Deci numărătorii. Da. Și asta ar fi echivalent, te duci să scrii. 3, că 2. Supra 25. Dar pe 25 nu trebuie să împărțim și pe el cu 3. Da, nu. Păi, pe 25? Păi n-au fost 50-ul? A, 26. Păi numărătorii am simplificat. Numărătorii, cum am simplificat în 100 aici, uite de dragul. Fică la... într-o proporție, da. Pot fi numărătorii sau numitorii, da? Și se întâmplă, valoarea se păstrează. Da. Și sus, jos, numărător, numitorul, fracție luată individuală. Și atunci a apărut 2 pe 25 egal cu... egal cu 5 pe X. Da. X este egal cu 25. X egal cu 5 ori 25. Supra 2.
5 ori 25 vine parcă 100... 25 supra 2. Supra 2. Adică? Cu cu virgulă. Adică cât ne dă? 6. Da. 6. 6. 2 în 5. De 2 ori. Da. 62,5. 62,5 e mai mare decât 50 de grade, da, nu? Cum am sperat, trebuia să fie mai multă sare. Răspuns 62,5 grame. Un automobil a parcurs 30... Ce am avut aici? Unde a fost dificultatea? Am scris. Unde am avut dificultatea? Să vorbim. Clar. La simplificare. Vezi că am făcut proporții. Rapoarte și proporții. Proprietățile acelea trebuie foarte bine știute. Deci... egalitatea a două rapoarte, un raport și altul, egalitatea a două rapoarte înseamnă proporții. Din ea se pot obține proporții derivate, echivalente, fie că simplificăm numărătorii, fie numitorii, fie așa, fiecare fracție în parte. Că eu mă gândisem, eu luasem, nu împărțeam pe 1000, simplificam pe 1200 cu 50. Da. Era bine. Eu am văzut așa repede, că 20 ori, mie mi-a convenit mai repede să fac așa. Că aici îți rămâneau 1500. Și eu am mărit ritmul. Vezi, trebuie să am spiritul de observație, să fac lucrurile cele mai bune. Sigur că așa merge și asta. Dar îți rămâne 1500, numele sunt mari, nu mai poți face simplificarea și nu-i chiar treaba bună. Eu îmi doresc, practic, să ajung la numele cele mai mici, ca de acolo să fac acele lucruri care să însemne viteză mai mărită. Dacă mi-aș primesc cu mâna ta, ai și pentru un 10, nu? Da. Și 120 împărțit la 5, bine, cât? 24. Da, 24. 24 egal cu 1500, supra x. Da, păi... Atunci x va fi egal. Aș fi trebuit să observ aici și mai pot simplifica numărătorii, da, dar dacă nu fac așa, x va fi egal cu 5, rău. X egal cu 1. Cu 1000, cum? 1000, faileu. 1000 supra 24. Egal cu? 1500. Așa. Supra. Adică ăsta ori ăsta, x egal cu 1500. 1500 supra 24. Vezi? Și acum, cum îți faci împărțirea aceea, care să ia niște timp, mai mult, mai vis, mai și greșești, și trebuie să ajung la 62,5. Asta e fără discuții. Dar dacă am văzut așa rapid și am trecut astea două și apare 12, nu? Și mai văd încă o dată simplificarea prin cât am făcut-o noi? Prin 3. Da? 6. Și am zis 6 pe 25. Că am văzut și așa 120 parcă pe 50 aici. Da, da, da. Și așa, nu, 12 pe 50. Și am zis prin 2, a stat sus jos, 6 pe 25, 15 pe x. Și încă 3 se vede și 2 pe 25, 5 pe x. Iată x-ul merge rapid, iată și împărțirea zilei mai ușor. Vezi, nu fac decât lucruri care să mă ducă spre rezultat cât se poate rapid. Că chestia aceea care mi-a remarcat-o, spui, nu m-am încadrat în timp, nu mi-a ajuns timpul. Nu-i nimeni de vină decât tu ești de vină pentru că nu ți-a ales scările cel mai bune. Cu cât faci mai mult antrenament, cât lucruri mai mult, viteza trebuie să crească în lucru. Da? Așa, mergem mai departe. Un automobil a parcurs 38,5 km în 30 de minute. 38,5 km în 30 de minute. Ce distanță va parcurge automobilul în 3 ore dacă se va deplasa cu aceeași viteză? Deci ce distanță va fi? Aici unde pun microscopul? Păi eu pun la minute. Acolo, nu prima. Prima o scriu x, puncte, 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 puncte. Așa, ce distanță? Nu știu x, nu știu. Puncte, puncte, 3? 3 ore. Adică 3 ore câte minute? Ca să lucrăm cu minute. Păi o oră egal 120 ori 3. Deci o oră este egal cu 120? 60 ori 3, 180 de minute. 180 de minute. Păi, acestea sunt direct proporționale. O spui cu... mă cercetezi pe mine. Deci tu o pui cu semn de întrebare și nu-i bine asta. Direct proporționale.
Deci va parcurge în 180 mai mult sau mai puțin? Mai mult. Mai mult. Deci cu cât crește timpul și distanța mai mare. Așa că între mărimile astea 30 și 180 avem o directă proporționalitate cu mărimele 35,8 38,5 38,5 da. Și respectiv x. X. Și asta te duce spre 30 supra 38,5 da. Egal cu? Egal cu 180 supra x. Supra x. Păi 0 cu 0 se simplifică. Da. Chiar prin 30. 30 chiar. Da. 18 cu 3. Okay. Și face 6. Și rămâne ce? Echivalent. Echivalent cu 38. Rămâne 1. Da, 1, o să spun. Da, vede, fii atent că nu putem spune așa. Rămas 38, nu rămas mărmitorul. Nu putem scrie. Tu, dacă scrii chestia asta la lucrare, e dat totul peste cap. Deci, multe grijă. De ce ai zis 38,5? Că ai văzut mai și. Nu, că mă gândeam că am 1 pe 38,5 egal cu 6 pe x. Da, așa trebuia scris. Și, oricum, atunci venea 38,5 ori 6. Egal. De asta am vrut să spun. Apoi, vreau să-ți spun că x egal cu 38,5 ori 6. Deci, intră în conflict cu mine, că nu mă supăr. Da? Nu mă supăr, că altfel x, mie mi-a creat impresia că tu și-ai spus, ai uitat că numărătorul e 1. Deci, x egal cu 6 ori 38,5. Și va fi egal cu? Egal cu 235 ori 60. 231. Da? Da. 231. 231 km. Cum am așteptat, e vorba de mai mulți km. Deci am gândit bine problema. Mergem mai departe. Doi prece muncitori execută o lucrare în 6 zile. Deci 12 muncitori în 6 zile. 6 zile. În câte zile pot executa aceeași lucrare 18 muncitori? Un pic mai, și mai să fie. Sunt invers proporționale. Deci 3 muncitori. 12 muncitori fac o lucrare în 6 zile. 12? 6 zile. 18 muncitori vor termina aceeași lucrare. 18 muncitori. În X zile. X zile. Invers proporționale. Deci, mulțimile care te vorbește în cultumă, că eu nu știu. 12 și 18 sunt invers proporționale cu 6 și X. Da. 12 supra 1 pe 6. 12 supra 1 pe 6. Egal cu 18 supra 1 pe x. Da. Egal cu... Echivalent. Echivalent cu... 12 ori 6. Da. Deci vine 12... Ori 6. 12 ori 6. Egal cu 18 ori... Ori x. X. Păi... Vom împărți prin 18. Prin 18, da. Deci de aici rezultă că x va fi egal cu? X este egal cu 12 ori 6 supra 18. 6 supra 18. Da. Și? X este egal cu 72 supra 18. Eu n-aș face asta niciodată. A simplifica. Sigur că da. Adică? 18 cu 6. Așa și rămâne 3. Și rămâne 2, 4. 3 cu 12 și 4. Spune-te.